Prima mea amintire de la Văcărești. Aveam 15 ani. În 2000, cultura hip-hop explodase în România, iar eu eram una dintre primele fete care făceau graffiti sub numele de Razna. Îmi amintesc de macarale gigantice deasupra gropii sălbatice. Iar de una dintre ele atârna un leagăn, toată întinderea Văcăreștiului sub picioarele mele. Vertiginoasă. Desenam graffiti pe niște fundații inundate. Băieții mă speriau spunând că ne aflăm pe locul unei foste închisori comuniste. Într-o după-amiază, mă cățăram de pe un zid pe altul până când am ajuns într-o încăpere pe jumătate scufundată. Peisajul și silueta mea se reflectă în apă și sunt proiectate invers pe peretele din față. Inspirată de această imagine a mea cu capul în jos, mi-am spus că va trebui să mă întorc într-o zi să o filmez. Acest loc nu mai există acum. Pe temeliile închisorii s-a construit un centru comercial.